Zilele europene ale patrimoniului au adus la Giurgiu nume celebre ale României. Ileana Popovici, Adrian Cioroianu sau Octavian Ursulescu sunt doar trei din numele cunoscute care au ajuns în orașul nostru zilele acestea. Cu această ocazie am cunoscut și unul dintre cei mai tineri scriitori debutanți din municipiul Giurgiu. Andrei Mihai este un tânăr de doar 10 ani. Elev în clasa a 4-a B la școala gimnazială Mihai Eminescu. Iubitor de Lego, pasiune pe care deja a adus-o la un nivel înalt, realizând Lego-uri destinate tinerilor de peste 18 ani, Andrei Mihai este, printre altele, și olimpic la matematică, participând la concursuri naționale și internaționale. Dar, cu toate acestea, pentru micuț a luat naștere și o altă pasiune, cea a scrisului. Astfel, prima scriere a lui a văzut lumina tiparului, Aventurile Elonei. A fost prezentată publicului giurgiuvean joi 21 septembrie, iar lansarea cărții a fost moderată de cunoscutul realizator de televiziune Octavian Ursulescu. Un copil se gândește la salvarea lumii de către o pandemie, un virus necruțător. Și iată copilul acesta își imaginează că o să vină o lume mai bună pentru generația lui și pentru colegii de școală. Bine ați venit, dragi colegi! Cum se cheamă școala ta? Școala 4 Mihai Eminescu. Ai un coleg de bază, Mihai Eminescu. Așa, foarte frumos și frumos că ați venit și felicitări părinților. Aveți un copil care, la vârsta aceasta, nu o să stea toată ziua cu telefonul în mână să se joace cu el. Cartea cum ai scris-o, de mână sau la computer? Prima oară am scris-o pe foi. Așa. Iar apoi am transcris-o pe laptop. Uite, foarte frumos aflăm și noi cum s-a născut metoda de lucru a unui scriitor din 2023. Nu mai e cum a scris Mihai Eminescu. Știi cum scria Mihai Eminescu? Ia zic, cu ce? El scria cu cerneală dintr-un borcănaș, cu o peniță, cu pană care... Pană de gâscă. Pană de gâscă și se ascuțea după ce se mai tocea puțin, se mai tăia la cap și o muia în călinare. Și vă dați seama cât de tânăr a murit și a scris de mână și operele lui, cu poezii, cu opera jurnalistică, care este absolut genială, e cel mai mare ziarist român care a existat vreodată, însumează mii de pagini scrise cu pana. E, acum să vedem ce va scrie mai târziu Andrei Mihai. Faptul că el citește cărți, nu se joacă cu telefoanele, cu tot felul de prostii, mi se pare extraordinar. Vă aduceți aminte, eu țin minte când eram copil și părinții noaptea nu ne lăsau să citim, aveam niște lanterne și lămpițe de acelea mici de birou, puneam plapuma în cap ca să citesc. Acum, dacă îi întreb pe copii dacă știu basmele lui Petre Ispirescu sau de Jules Verne sau de Alexandre Dumas, dau din numeri pentru că nu prea citesc. Și asta e foarte păcat, pentru că așa se formează un copil. Asta e valabil și pentru tine, să înveți și pe colegii tăi, să-i invit să citească cartea. Am auzit de la Alexandru o chestie interesantă, o poveste de dragoste. Dar tu știi ce-i dragoste? Este un sentiment pe care unii oameni l-au... Unii, nu toți! Unii oameni îl simt în interiorul lor și este foarte un sentiment care te liniștește, dar și te alarmează puțin, pentru că ai foarte multe emoții. Bravo, bravo! Auzi, și cum crezi că a simțit eroina cărții această iubire? I-a bătut inima, fluturi în stomac sau ce? Cum crezi că s-a întâmplat dragostea asta în povestea Eu ta? Eu cred că Elona l-a iubit pe Isaac pentru că Isaac era un om foarte grijuliu, era frumos și era foarte deștept. Genul meu, așa, nu? Și cum o să fii și tu, ești de acum un băiat frumos și talentat, eu apreciez și când aud că are deja în plan, lucrează la volumul 2 al cărții, asta înseamnă că e pus serios pe o carieră literară. Prezentă la lansarea de carte, Aventurile Elonei, a fost și Daniela Bardan, managerul Bibliotecii Județene Ia Basarabescu Giurgiu. Aceasta fiind unul din oamenii care au contribuit la nașterea primului volum din ceea ce se dorește a fi pe viitor o trilogie.
Avem relații apropiate cu elevii din școlile municipiului Giurgiu, însă Andrei este un privilegiat, el este prieten cu Alexandra. Alexandra a scris și ea până acum două cărți, poate luna viitoare să ne invite cumva și la lansările ei de carte, dacă va dacă ne cheamă, dacă ne cheamă. Și uite, așa a fost întotdeauna discuție și o comunicare foarte apropiată între mine, Alexandra și implicit Andrei. Suntem bucuri. Andrei, spune-te, rog, tu ești cititor al bibliotecii, ai permis de bibliotecă? Am permis de bibliotecă. Uite ce lucru minunat aflăm acum, este și cititor al bibliotecii. Vizibil emoționat, autorul cărții, Andrei Mihai, le-a vorbit invitaților despre cum i-a venit ideea de a scrie o carte. Prima oară doresc să vă mulțumesc pentru că ați acceptat invitația de a fi astăzi alături de mine la un vis care devine realitate. Totul a început într-o zi de miercuri, când aveam engleză, iar doamna de engleză ne-a spus cine vrea să facă o povestioară mică, iar eu am fost singurul care a spus da. Ai spus yes! După aceea, noi am luat o vacanță de o săptămână. Tot ce am făcut în vacanța aceea a fost să scriu de la ora 9 dimineața până la ora 10 seara, numai la cartea aceea. Vă mulțumesc! Asta e tot! Dat fiind faptul că ideea de a scrie o carte a pornit la ora de engleză, la lansarea volumului Aventurile Elonei a fost și profesoara de engleză a micuțului Andrei Mihai, cel care a intrat acum în rândul scriitorilor debutanți din municipiul Giurgiu. L-am dat ca temă anul trecut să scrie o povestioară. Și Andrei a venit și mi-a spus, din povestioara asta, eu am să scriu o carte. M-a uimit cum de la o simplă temă a reieșit această frumoasă carte. Mai întâi a fost scrisă în limba engleză, apoi el s-a hotărât să scrie în limba română pentru a fi accesibilă și copiilor mai mici. Ne-a făcut o concesie, a scris și română, știi? Adică, da. Hai și pentru români! De aceea îl felicit. Este un copil exemplar, un copil modest, așa bine, dar un copil foarte engleză? Serios, așa cum mi-aș dori să fie toți copiii și sunt convinsă că mulți dintre copiii noștri au potențial artistic și talent literar, însă trebuie încurajați și descoperiți. De-aia suntem noi la catedră. Nu, acum nici nu se mai încadrează că a publicat o carte. Am aflat cu uimire că a scris întâi în limba engleză, asta mă face să cred că îl vorbește foarte bine, stăpânește limba, acest Shakespeare în devenire. Bravo, Andrei, mă bucur mult de tot și încearcă pe viitor să mai scrii și în limba română, care totuși e limba ta maternă și să-i bucuri și pe cititorii noștri. Sigur, dacă o să publici în Anglia și în Statele Unite, o să te umpli de bani, bineînțeles, și o să ne chem și pe noi, o să ne mai plimbă Dunăre, să ne bucurăm de succesul tău, de celebritatea ta viitoare. Să nu ne uiți, da? Că am fost la prima ta carte. Dacă autorul v-a părut mai puțin emoționat, ei bine, emoțiile cele mai mari au fost trăite de părinții acestuia, Denisa și Gabriel Mihai. Câteodată mă depășește și pe mine. Ăsta e chiar copilul meu? Chiar bine, este, da. Și sunt tare mândră de el și eu și tatăl și bunicii care au contribuit la creșterea lui și contribuie în continuare. Bunicii sunt aici? Da. Unde sunt? Trăiască bunica, bunicii sunt foarte importanți. Și bunicul? Aici. Am văzut eu că îl soarbe din ochi, dar nu știam cine e. Să vă trăiască, pentru că un asemenea nepot se naște rar. La 100 de ani, nu, Andrei? Da. Nu este singura pasiune. Aproape pe tot ce pune mâna și se pricepe la multe, foarte multe lucruri. De exemplu, face Lego. Deci, Lego de copii pentru copii de 20 de ani. Da? Adică are multe activități. De exemplu, Olimpic la matematică, da, locul 1 pe țară, dacă nu greșesc, nu? Da. Am greșit, nu? Da. Nu, n-ai greșit. Am greșit, da. Mai greșește, dar acum a zis bine.
Vreau să spun că este un copil, face și chitară. Îl avem aici pe domnul profesor, dacă îl vedeți acolo în spate, e chitară, chitară clasică. De la lansarea volumului Aventurile Elonei, nu avea cum să lipsească cea care îi îndrumă pașii educației în învățământ, scriitorului debutant Andrei Mihai, și anume învățătoarea acestuia. Andrei m-a surprins încă din primul an de școală, de la clasa pregătitoare. Prin creativitatea... De la pregătitoare, da. Noi suntem în al cincilea an împreună. Așa că pot să spun că îl cunosc destul de bine și familia și pe sora lui. Îi cunosc activitățile și îl felicit din toată inima, că are atâta ambiție și curaj, pentru că în zilele de astăzi e mare lucru. E mare lucru să scrie, mare lucru să citești. Eu am căutat să le insuflu copiilor această dragoste de citit și doamna director de la bibliotecă știe că eu particip cu copiii la multe activități. Mi-a spus, da, mi-a povestit. Deosebit de încântat sunt și copiii, sunt și colegii lui Andrei aici alături, cum am fost împreună și la activitățile bibliotecii și mă bucur din suflet că mai există și copii din aceștia care, într-adevăr, se dedică hobby-urilor în afară de telefon, calculator și stat cu ochii în ecrane. E nemaipomenit. Da, le dați o listă nouă pe vremuri, le dădea pe vacanță o listă de lecturi. Sigur că da. Și avem de făcut și fișe de lectură. Foarte bine. După anumite criterii potrivite pentru vârsta lor. Și de anul acesta, fiind clasa 4-a, citim o carte pe lună, pe care o vom prezenta în fața clasei, după o programare în fiecare zi a lunii, va prezenta un copil. Am început deja cu cărțile citite în vacanță. Deci mă preocupă... Următoarea va fi asta. Da, desigur. Mă preocupă acest lucru pentru că știu că suntem deficitari la citit și la înțelegerea textelor literare. Și atunci încerc... Nu înțeleg nici aia din Parlament, așa că... Încerc să-i fac pe copii să iubească cititul, să fie alături de cărți, pentru că din cărți învață totul. E adevărat că există și Google, nimic de zis, și de acolo învățăm. Am folosit și aceste mijloace, mai ales în perioada pandemiei, când noi suntem copii care au învățat scrierea de mână în online, să știți. Groază. N-a fost deloc ușor. Să nu-i ții copilului mâna. Exact. A fost foarte greu. Iar Andrei a fost o provocare de două ori, pentru că el e stângaci. Aoleu. Și le dă voie acum? Că da, înainte de 89 nu prea... Eu le-am dat voie întotdeauna copiilor. Asta e obligat să scrie cu drept, da. Copilul care scrie cu stânga, încerci, dacă poți și dacă el poate, să-l faci să scrie cu dreapta. Dacă nu, îl las să scrie cum se simte. Să scrie cu ce vrea și cu picioarele, dacă deci scrie bine. Deci pentru mine a fost o provocare, pentru că eu pe dos mai greu. Da. Dar el s-a descurcat de minune. Așa că felicitări din tot sufletul și lui Andrei și familiei care îl susține și îl pune la treabă și pentru asta multe felicitări. Pentru că un copil care așa învățat trebuie să muncească, să-și dezvolte absolut toate capacitățile pe care le are. După ce cuvintele au fost rostite, iar emoțiile au mai trecut, invitații prezenți la lansarea cărții Aventurile Elonei, care a avut loc în salonul de jos al restaurantului La Ponton, au trecut rând pe rând prin fața scriitorului, de unde au primit și autograf. De asemenea, cei prezenți au avut pregătite și gustări, care au dat astfel naștere unui moment de socializare.